Ispitoriile Sfântului Voievod Ștefan cel Mare au inspirat și bisericile de peste hotare. Biserica Românească Pogorârea Duhului Sfânt și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare din Viena a fost construită începând cu anul 2017 după modelul Mănăstirii Voroneț. Astăzi, cu prilejul zilei de hram, preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârșit aici Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a amintit de viața și credința Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, afirmând că acesta este îngerul păzitor al neamului nostru care ne cheamă la lupta cea bună cu armele cerești. Sfântul Voievod Ștefan cel Mare s-a născut pe Valea Trotușului, în apropierea Borzeștilor, unde se afla acest falnic stejar, și acolo a și copilării. Și obișnuia ca în copilărie să se joace cu copiii răzeșilor. Și cel mai îndrăgit joc era de a moldovenii și de a tătarii. Cum știm, tătarii au fost invadatorii pretutindeni și erau foarte temuți, fiindcă invadau cu repeziciunea cu care invadau odinioară și fioroșii vikingi. Copilăria sa a fost grea, fiindcă el a rămas de mic orfan de tată. Tatăl său a fost ucis de către Petru Aron. Micuțul Ștefan a fost în copilărie prigonit și căuta să fie ucis, însă Domnul l-a acoperit sub aripile bunătății sale și l-a ținut ca să fie cel mai bun dintre cârmuitorii neamului nostru. La finalul Sfintei Liturghii, corul parohiei a intonat mai multe imnuri închinate Sfântului Voievod. O zi de mare bucurie pentru toți românii ortodoxi trăitori în capitala Austriei și bucuria a fost desăvârșită pentru că în mijlocul nostru l-am avut cu binecuvântarea Părintele Mitropolit Serafim pe preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, un apropiat al comunității noastre, prezent la toate momentele importante din viața comunității noastre și de această dată ne-a adus binecuvântare, ne-a adus cuvânt de învățătură și suflul de care avem nevoie pentru a putea merge mai departe în ceea ce învățăm de altfel și de la Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, anume apărarea credinței, păstrarea credinței creștine și să dăm mărturie mai departe despre tot ceea ce înseamnă credința ortodoxă. În această după-amiază, preasfințitul Părinte Macarie a susținut în sala parohială a bisericii conferința cu tema Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, maturitate vitează, senectute, luminată de credință.